Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doi bărbați solomonezi, erau din insulele Solomon. Deci, solomonezi. Solomonezi, da. Nu știu cum poate să spunem altfel. Doi bărbați solomonezi au supraviețuit 29 de zile pe mare după ce au intrat într-o furtună, erau într-o barcă. Logic, pe mare și... Ce au zis? Au văzut furtuna, hai să intrăm în ea. Da, să i-a prins furtuna din... Dacă ai fost pe mare cu bărcuța, cum mi s-a întâmplat mie, știi că e foarte periculos. Mai ales, adică, chiar și când te duci la golfule, în fața golfulețelor din... De ce vorbesc despre asta? Despre golfulețele din Grecia, în contextul în care ăștia erau în sudul Pacificului. Vă imaginați ce e, poate e de presupus că și acolo sunt golfulețe. Grecia e viața noastră de asta. Mari, dar... Să ne concentrăm. Deci, au intrat în furtună, a plouat în sistemul GPS, s-a stricat GPS-ul, cum sunt eu cu fără Waze. Așa sunt, au fost, GPS, s-a terminat. Deci nu te mai descurci fără Waze, fără nimic, s-a stricat GPS-ul, s-au rătăcit. Și asta a fost 29 de zile, au plutit oarecum în derivă, aveau o bărcuță mică, un motor de 60 de cai putere, cam cât Dacia Spring. Asta e, au supraviețuit cu portocale și apă de ploaie. Mă gândim, bă, dar cât de repede au terminat berea? Mai repede, repede. Cum să te duci pe mare cu portocale? Adică nu înțeleg. Cum adică au supraviețuit cu portocale? Dar câte portocale aveau la ei? Probabil erau traficanți. De portocale? Da. În insulele Sol, da. Da, mă, da. Știi cum e în filmele alea când îi prinde pe contrabandiști și dau prelata la o parte și droguri? Și dau portocale. Era toată barca plină cu deci, portocale. Multe portocale, așa, și apă de ploaie. Când au fost găsiți, în sfârșit... Jonglau cu portocale ca asiminică, erau... Stai seama, da. Câte au găsit aia. Erau slăbiți, dar fericiți. S-au declarat fericiți. Cred că a fost o bună pauză de la tot ce se întâmplă în lumea, a spus unul dintre ei. Ce fac doi bărbați pierduți pe mare? Nu vreau să știu. Savurează liniștea, ce vrei să faci? În sfârșit, ești departe de casă, nu trebuie să duci gunoiul, să dai cu aspiratorul, să te ocupi, să duci copilul la școală. E liniște. Da, da, dacă ai ajuns pe mare, sigur ai făcut ceva. Da, plecaseră undeva din sudul Pacificului, cum am spus, au ajuns în Papua Noua Guinee. Frumos! De unde avea Luca Timbre. În Papua Noua Guinee sunt papuași. Da, am citit în Papua Noua Guinee asta. Mai sunt încă o parte din insula aia, este una dintre cele mai mari insule. E încă sălbatică. Da. Și... De pe mal, niște canibali le făceau probabil semne. Haideți la masă! Avem portocale! Au fost salvați de un pescar aflat în zonă, au fost puși... Știi ce ziceau canibale? Haideți la masă! Nu! Haideți la prânz! Ia uite, a venit Glovo! Lanță cu portocale! Lanță cu portocale! Da, au fost puși sub observație medicală la o clinică, acum locuiesc un localnic din un orășel numit Pomio. Trăiesc fericiți cu noi, a spus gazda. Și acum că au ajuns la știri, au aflat și nevestele, deci gata, vaca. Aia au înfiat papuașii. Da, deocamdată. Nu mai plecat în solo. Se joacă cu ei. Păi, probabil că nu au cursă Papua solo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.